Un nou accident în care a fost implicat trenul Suceava-Putna a avut loc joi dimineață. Un autovehicul a fost acroșat de tren pe raza localității Vicovu de Sus. Au intervenit la fața locului pompierii militari ai gărzii de intervenție Vicovu de Sus cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță Smurd B2. A fost implicat doar șoferul autoturismului, care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.